Kidix, da! Bibilica se crește pentru carne. Este o delicatesă. Știați că bibilica este originară din Africa? Preferă un furaj mai bogat în proteine. Se hrănesc cu semințe și insecte. Este de mărimea unei găini. Înălțimea este de 53-58 de centimetri și cântărește în jur de 1,5 kg. Știați că recoltarea ouălor de bibilică este foarte grea, deoarece aceasta depune ouăle în locuri ascunse. Producția anuală de ouă este de 60-90 de bucăți. Are pene negre cenușii împestrițate cu alb, capul fără pene sau puf și o proeminență cornoasă deasupra ciocului. Știați că bibilicile nu clocesc datorită caracterului lor sperios? Bu! Se împerechează pe viață, nu schimbă partenerii niciodată. Trăiește aproximativ 10-15 ani. Dragi copii, eu sunt fermierul Ilie și sper că v-a plăcut la mine la fermă. Vă aștept și data viitoare să învățăm și despre alte animale.